Marian Fulga, președintele PPD de Argeș, nu este de acord cu acțiunile guvernului USL și spune că aceștia au ca scop doar să-l demită pe președintele Traian Băsescu. De asemenea, acesta spune că mai mulți primari au confirmat faptul că acestora le-au fost cerute listele de alegători. Pe de o parte au loc remanieri guvernamentale și pe de altă parte, iată, se continuă cu niște acțiuni care, din punctul meu de vedere, sunt exagerate. Ori oamenii ăștia fac abstracție total de Constituție și de lege, ori în dorința de a accede total la putere, nu mai țin cont de absolut nimic. Acesta și-a exprimat și punctul de vedere cu privire la urmărirea chestorului Manoloiu și consideră că tot ce se întâmplă este pe bună dreptate. Pe bună dreptate, chestorul Constantin Manoloiu a fost pus sub acuzare. Orice instituție responsabilă trebuie să facă asemenea demersuri, pentru că sub semnătura lui, pe 1 august 2012, s-a trimis un document către Curtea Constituțională Română privind cetățenii cu drept de vot înscriși pe listele electorale, adică 18.292.514 persoane, document semnat de Direcția pentru Evidența Persoanelor, și ulterior, cu o zi, la diferență de o zi, aceeași instituție trimite un nou comunicat potrivit căreia listele electorale ar putea fi greșite. Este inadmisibil, din punctul meu de vedere, să faci un asemenea lucru în condițiile în care mai te numești și chestor și, în mod normal, ai cunoștințe juridice serioase ca să poți ajungi într-o asemenea funcție.